Era prima dată când mă duceam să mă angajez. Simțeam un nod în gât și aveam palmele transpirate. Îmi era foarte teamă că nu voi reuși să trec de acel interviu. Însă când am ajuns în biroul directorului, am fost uimită când am auzit ce mi-a zis. M-am îmbrăcat cu o cămașă albă și cu o pereche de pantaloni crem. Mi-am strâns părul la spate și mi-am umplut inima de speranță. Era prima dată când mă duceam să mă angajez. Aveam mii de emoții, însă tot drumul până acolo mi-am spus în minte: voi reuși! Voi reuși! Dumnezeu este alături de mine și voi reuși! Când am ajuns în fața clădirii, am intrat, iar o doamnă de la recepție m-a pus să completez o fișă. Am completat-o, iar apoi m-am așezat pe un scaun, pe hol. Îmi așteptam rândul. Lângă mine mai erau trei tineri, două fete și un băiat. Toți așteptau același interviu ca și mine, deoarece voiau să ocupe acel post. Una dintre fete m-a întrebat: și tu ești aici pentru postul de asistent manager? Da, i-am răspuns eu, cu glasul tremurând de miile de emoții pe care le simțeam. Și ce facultate ai absolvit? Facultate? Nicio facultate, i-am răspuns eu. Am absolvit doar liceul. Când a auzit, a râs de mine și mi-a spus: păi și ce cauți aici? Nu ai nicio șansă să fii angajată. Eu și ceilalți doi candidați de aici am absolvit facultatea. Deci șansele tale să fii angajată sunt zero. Am căzut pe gânduri când am auzit-o spunând acele lucruri. Însă am decis să-mi încerc norocul. Mai aveam de așteptat 10 minute. Însă chiar atunci o femeie de serviciu a trecut cu o găleată cu apă murdară și cu mopul. Dar cum se grăbea biata femeie, s-a împiedicat, a căzut, iar apa a sărit pe mine și pe ceilalți trei tineri care așteptau să intre la interviu. Ei au început să o acuze pe femeia de serviciu spunându-i: nu te uiți pe unde mergi? Cum vom intra acum la interviu atât de pătați? Însă mie mi s-a făcut milă de ea și m-am dus să o ajut să se ridice. Apoi am luat mopul și am șters toată apa care se împrăștiase pe hol. M-am asigurat că femeia de serviciu este bine. Apoi m-am dus înapoi pe scaunul meu. Când a venit momentul interviului, ceilalți participanți au intrat primii. Au ieșit și așteptau pe hol răspunsul. Însă când mi-a venit mie rândul, aproape că nici nu-mi venea să mai intru. Însă după ce am intrat, directorul mi-a spus: cum te numești? Adina, domnule, i-am spus eu. Mă așteptam să mă întrebe dacă am absolvit vreo facultate, însă el mi-a spus: am văzut mai devreme pe camere cum s-au comportat ceilalți tineri cu femeia de serviciu și cum te-ai comportat tu. Adevărul este că acel incident nu a fost întâmplător, ci un test. Colegii tăi au picat testul, însă tu l-ai trecut. În firma mea vreau oameni cu suflet bun, care să ofere o mână de ajutor fără să stea pe gânduri. Nu oameni care să țipe la colegii lor, să râdă de ei când greșesc și să nu facă nimic. Când am auzit ce-mi spunea, am fost uluită. Am ieșit din biroul directorului zâmbind de fericire, iar el a ieșit pe hol împreună cu mine și i-a anunțat pe ceilalți candidați că postul a fost ocupat de către mine. Nu îmi venea să cred. Ei absolvise o facultate, iar eu nu. Însă asta nu a contat, ci a contat doar modul în care am tratat-o pe femeia de serviciu. Morala poveștii: respectă femeia de serviciu la fel cum îl respecti pe directorul unei companii mari. Iar asta va spune multe despre tine. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.